Bună seara și bun venit din nou în Clubul de Afaceri. Întâlnirea din săptămâna aceasta abordează subiecte extrem de interesante, noutăți legislative, dar și opinii legate de ceea ce ne frământă în această perioadă pe toți la nivel național cu urmări în județul nostru. Invitatul din această seară în platoul Absolut TV, alături de noi, vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie Argeș, domnul Sandu Nichita. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine. Pe fondul schimbărilor, avem guvern, cu asta aș vrea să începem, și ca reprezentant al mediului economic din județul Argeș, care sunt așteptările oamenilor de afaceri de la noul guvern și cum vedeți toate aceste schimbări? Oamenii de afaceri, în general, ar trebui și afacerile să meargă indiferent de ce guvern este la putere. Așa ar trebui. Așa ar trebui. De altfel, viața economică s-a stabilizat în ultimii 25 de ani. Ați văzut că atunci când erau demonstrații de stradă și toată această zbatere cu privire la guvern, a sensibilizat un pic leu în raport cu valutele internaționale, însă nu a sărit niște praguri psihologice ca să avem așa o disperare. În condițiile date, nu mă refer în seara asta la politică, viața economică, și e bine așa, viața economică merge înainte indiferent de ce guvern este la putere sau dacă avem un guvern de tehnocrați, cum în seara asta am înțeles că la ora aceasta este depune jurământul în fața președintelui țării. Depune, așa este, a fost astăzi aprobat în urmă cu câteva ore guvernul propus de premierul desemnat până la acest moment, da? Dacian Cioloș. Întrebarea era nu întâmplătoare, pentru că dumneavoastră spuneți că ar trebui să meargă afacerile indiferent de guvern și cu toate astea oamenii de afaceri se plâng indiferent de guvern. Că nu avem infrastructură, că nu avem susținere, că legislația se schimbă prea ușor. De asta vă întreb, care sunt așteptările de la tehnocrați? Sunt multe de făcut. Eu m-am referit strict la această situație. Situație. Da. Însă oamenii de afaceri au interese de grup. Mi-aduc aminte că la o întâlnire la Consiliul Județean cu ambasadorul Elveției, Camera de Comerț, Consiliul Județean și invitația acolo, spunea ambasadorul Elveției că cei mai buni ambasadori sunt oamenii de afaceri. Pentru faptul că ei știu foarte exact problemele grupului al oamenilor de afaceri, au totdeauna un metabolism, să zic așa, în termeni medicali, cu instituțiile statului, cu angajații, ei fiind în centrul economiei. De ce? Pe de o parte, creând locuri de muncă, bunăstarea populației, pe de altă parte, livrând, virând, remis, zând impozite, taxe și impozite, care oricum duc la dezvoltarea comunităților locale. Că fără acest grup de interese, n-ar fi o economie și n-ar funcționa în parametrii, să zicem, cât de cât normali. Așa este. Pentru că vă avem în seara asta în platoul Absolut TV, profit de prezența dumneavoastră să vă cer opinia legată de acest guvern, sau oricare fost el, nu neapărat acesta, dar ideea de guvern de tehnocrați. Cum o percepeți și cum o vedeți? Ideea de guvernul de tehnocrați este un guvern de tranziție către altceva. Guvernele totdeauna și în democrațiile, cum se spune, consolidate, sunt guverne politice. Guvernele de tehnocrați, guvernele de salvare, să spun așa, apar în situații speciale create de societatea românească pe un fond de nemulțumiri. Pe de o parte,
Pe de altă parte, pe un fond perceput politic de către alegătorii, sunt multe, pe un fond emoțional, exact. Sunt foarte multe aspecte care duc la numirea, crearea, la o stare de un guvern de tehnocrație într-o democrație e cam o stare de anormalitate, după părerea mea. Înțelegem că nu este o soluție pe termen lung. Nu este o soluție pe termen lung și așa, un guvern de tehnocrații, după părerea mea, am văzut și câteva ambiguități pe acolo, sfârșit, așa e când... Poate sub presiunea timpului și a străzii, strada a determinat de altfel. Această soluție este o soluție de compromis a politicului cu societatea civilă, după părerea mea. Este momentul societății civile sau este o utopie? Nu. Societatea civilă trebuie să se manifeste oricând și oriunde într-o lume civilizată. Fără o societate civilă, fără vocea societății civile, politicienii intră în derapaje. Și aceste derapaje, uitați, au dus la o situație creată care nu este normală într-o societate și într-o politică europeană. Vă așteptați la urmări negative ale acestor momente pe care le-a trăit țara noastră în ultima vreme, asupra mediului economic, mă refer. Vă așteptați să vină, nu știu, să fie iarăși un mediu tulbure pentru investitori sau... Tulbure ca tulbure, dar să nu fie toxic. Chestiunea este că din programul de altfel subțire al guvernului de tehnocrați, el sigur trebuie să adapteze la realități. Miniștrii au fost luați din zona lor fără asta, dar noi avem speranțe, oamenii de afaceri, că un guvern de tehnocrați văd mai realist viața economică și socială a unei țări. Politicul, știți, mai are și nuanțe de romantism, de alt fel, de electorale. Cum să nu? Există... Populiste. Sunt astfel de manifestări. Sigur, într-o societate normală, ele sunt firești, după părerea mea. Da, acum vă întreb că stăpâniți foarte bine și domeniul politic și pe cel economic prin funcțiile pe care le dețineți. Mulțumesc pentru apreciere. Așa apreciez, da, altfel nu cred că ne-am fi aflat în această seară în discuție în fața telespectatorilor. Întrebarea este dacă ar fi fost cumva o variantă mai bună și de ce nu s-a întâmplat așa în timp, în acești ani de la Revoluție încoace, ca guvernul într-adevăr să fie politic, dar înconjurați de tehnocrați, de specialiști, pentru că aici este o problemă. Vedeți, noastră, ideile vin în funcție de un interes al unui grup, interes de moment, exact. Vin decizii, hotărâri, legi și așa mai departe, și care se răsfrângă asupra populației, fără să fie specialiști acolo unde trebuie. Deci tehnocrații au rolul lor. Au fost totdeauna și sunt și acum exprimate cu putere, nu spun de care dintre partide, de depolitizare a aparatului administrativ. Și asta este un lucru foarte bun. Depolitizarea aparatului administrativ de la un anumit eșalon și angajarea manifestată a celor care sunt cu adevărat profesioniști. Profesioniștii adevărați sunt cei care au o carieră profesională, au un statut profesional, au o expertiză în domeniul respectiv. Aceștia totdeauna trebuie păstrați. Dacă e să vă dau un exemplu din administrația publică locală, este Consiliul Local, primarul, care sunt politici, și secretarul, care este tehnocrat. Asta, secretarul unei primării sau Consiliului Județean, de stabilitatea entității politice respective. Așa ar trebui și în cadrul ministerului, agențiilor,
deconcentratelor și așa secretarul mai departe. Secretarul are o funcție cheie acolo, răspunde de exact, foarte multe lucruri. Exact, este tehnicianul administrației publice locale respective. Vorbind de depolitizarea aparatului administrativ, vedeți noastră, avem primari politici, politicieni și prefect apolitic. Prefectul care este reprezentantul guvernului în teritoriu și este apolitic prin statut, iar primarii care sunt reprezentanții, nu vă supărați, mai întâi ai cetățenilor și apoi ai partidelor. Exact. Iată că rămân în funcție politică. Și atunci, cred că, nu știu, rolurile ar fi trebuit puțin schimbate. Vă întreb pentru că sunteți și om politic și pentru că avem parlamentari. Sigur, și prefectul este tot un om politic. Mai întâi. Mai întâi. Dar mai apoi nu mai este. Mai apoi este un tehnocrat. Că cuvântul e la modă. Este acum. Însă primarul este... Nu e neapărat politică, poate să fie și primar independent, dar care exprimă voința comunității respective. Primarul este gospodarul, să zicem așa, al comunității respective, care trebuie să aibă cunoștințele și pârghiile necesare unei bune gospodăriri a localității respective. De asemenea, primarul trebuie să respecte și legea, fiindcă prefectul îi cenzurează actele administrative ilegale. Aici este întrepătrunderea puterilor din statul român, fie constituțional, fie la nivel central, fie la nivel local. Da, mai avem până se vor pune la punct lucrurile. Am vrut neapărat să discutăm puțin despre guvernul nou pe care îl avem. Ați fost în fața micilor ecrane înainte de a începe noi emisiunea, ați putut urmări o dezbatere pe aceeași temă în emisiunea politică. O să schimbăm puțin registrul pentru că ceea ce ne-am propus noi să discutăm astăzi vizează mult mai mult mediul economic, sunt informații, noutăți legislative, informații calde, să spunem așa, pe care le așteptăm să le vedem puse în practică. Vorbim, domnule vicepreședinte, în această seară despre întreprinderile sociale. Nu știu dacă această denumire spune ceva telespectatorilor, dar vom explica la ce se referă ele și mai anunțăm că pentru moment nu au apărut normele, așadar nu putem încă înființa aceste întreprinderi sociale. Rămâneți în continuare cu noi pentru că urmează informații extraordinar de importante, așadar întreprinderile sociale, cum le descriem noi în fața telespectatorilor? Întreprinderile sociale, în intenția legiuitorului, după părerea mea, a fost aceea de a aduce în mediul economic și în piața muncii oameni care sunt marginalizați, oameni care se simt marginalizați, grupuri vulnerabile, persoane cu dizabilități, care acolo unde, în familie, unde se manifestă, nu aduc venituri și aceste persoane fac o presiune pe bugetul de asigurări sociale. Unele dintre ele, sau aproape majoritatea, sunt care pot desfășura o activitate lucrativă. O activitate lucrativă, eu cred că asta a fost intenția legiuitorului. N-am citit expunerea de motive din Parlament. Eu am văzut decât legea. El vine, această lege 219 din iulie 2015, de anul acesta, vine să ocupe un loc, un segment important, o nișă importantă a forței de muncă în societatea românească. Aceste întreprinderi sociale, a se deosebi de economia socială politizată de un anumit partid politic, nu. Întreprinderile sociale, fie ele de inserție sau numai întreprinderi sociale, au un rol determinat. De ce au un rol determinat? Fiindcă aduc, așa cum a spus, în piața muncii oameni care au capacitatea
capacitate deplină de muncă sau o oarecare capacitate diminuată, dar sunt folositori comunității, sunt folositori pentru ei și pentru familiile lor. Este o lege care a fost publicată în Monitorul Oficial în august și ar fi trebuit teoretic să apară normele pentru a putea intra în vigoare, pentru a putea fi aplicată. Le așteptăm și sperăm că nu vor mai întârzia mult, pentru că sună cel puțin interesant, să spunem așa. Nu știu dacă, vă rog să mă corectați, dacă se referă numai la categorii așa numite defavorizate. Îmi imaginez și, spre exemplu, există o localitate cu mai mult cu femei, să spunem. Poate că și acolo putem înființa o astfel de întreprindere socială ca să pice pe nevoia societății respective din punct de vedere economic. Sunt comunități din țară, comunități în cadrul administrațiilor publice locale, care nu au un loc de muncă, sunt defavorizate chiar pe criterii, nu știu dacă sunt defavorizate pe criterii etnice, însă sunt anumite etnii care nu spun peste tot că nu au un loc de muncă. Aceste întreprinderi sociale vin să umple acel gol și acea solicitare pentru zone care sunt de asemenea grupuri țintă. Sunt localități în care femeile, cum spuneați dumneavoastră, n-au un loc de muncă. Sunt oameni de o anumită vârstă, sunt tineri absolvenți care nu mai urmează cursurile în continuare, care și acestea se pot constitui în întreprinderi sociale. Sau și categorii, cum spuneam, cu anumite, să spunem așa, piedici, da, spre exemplu, nevăzători sau sunt alte, exact, tot felul de grupuri. Exact, cu dizabilități sau sunt persoane instituționalizate. Da. Persoane instituționalizate, deci lor se adresează și dau un exemplu, cito Ticveni. Acolo sunt oameni cu anumite dizabilități, dar întregi, cu forță de muncă, care se adaptează nevoilor din zona respectivă. Aici și instituțiile statului, respectiv AJOFM-ul, ITM-ul, prin Ministerul Muncii, că așa se organizează aceasta, trebuie să identifice acele grupuri țintă și să vadă ce e specific pentru ei. Spre exemplu, comunitățile locale, orașul Curtea de Argeș, de unde sunt eu, pot să aducă astfel de întreprinderi la curățenia străzilor, curățenia instituțiilor statului, pot avea un rol în artizanat și meșteșuguri. De altfel, la Râmnicu Vâlcea am constatat cu câtva timp în urmă, nu pe legea 219, dar pe cooperativele sociale, că există o cooperativă de țesături artizanale în județul Vârcea, în zona Horezului. Deci, iată, creată în acest scop. De altfel, imediat se pot transforma în întreprinderi sociale următoarele categorii de să zic așa, de activități economice. Cooperativele de gradul 1, ONG-urile, cooperativele de credit, alte cooperative de silvicultură, de piscicultură, se pot transforma în întreprinderi
sociale. Aș vrea să precizăm că aceste întreprinderi sociale vor putea fi înființate din momentul în care vor apărea normele, cum am spus, la sediul AJOFM din fiecare județ, deci Agenției de Ocupare a Forței de Muncă, pentru că, iată, nu fac parte din acele entități juridice care se înființează la Registrul Comerțului. Să nu confundăm lucrurile, o să mai precizăm pe parcursul emisiunii. Ele au un regim special. Ele se deosebesc și prin obiectul de activitate, și prin modul de funcționare, și prin modul de constituire, se deosebesc atât de întreprinderile sau agenții economici înființați pe baza legii 31/90, se deosebesc, deși sunt multe asemănări cu acele cooperative meșteșugărești și pe care le-am enumerat eu, înființate pe baza legii 1/2005, dar sunt diferite și de ONG-urile înființate prin ordonanța 26/2000. Sunt și asemănări și deosebiri. Deci haideți să luăm așa cu începutul. Cine înființează astfel de întreprinderi sociale? O astfel de întreprindere socială o formează, conform principiului, principiilor stabilite, inițiativă privată și voluntară, un grup de oameni. Un grup de oameni. Un grup de oameni vor să facă o activitate. Un grup de oameni sau și un grup de, nu știu, fundații cu alte... Un grup de oameni, pe de o parte. Da. Grupul acela de oameni poate să fie ca o activitate productivă pe lângă o fundație sau o asociație. Deci este o inițiativă pur personală. Inițiativa aceasta personală este supervizată de Agenția de Ocupare a Forței de Muncă, care au compartimente specializate pentru munca socială până inclusiv la Ministerul Muncii. Deci aceste și toate actele, de-aia ne-au apărut normele de aplicare, noi ne referim numai la dispozițiile legii acum, toate aceste acte se înscriu și se depun la agențiile de ocupare a forței de muncă, care le emite un atestat, o marcă socială, sunt bun, deci diferite. Primim un atestat. Un atestat. Pornim activitatea Activitatea care se desfășoară în baza unui statut propriu. Unui statut propriu. Ei, acum sunt niște chestiuni specifice. Acestea sunt următoarele. 90% din profit sau din veniturile unui ONG se cheltuie în favoarea grupului. Pentru... Deci asta specifică dispozițiile legii. Specifică dispozițiile. 90%. 90%. Apoi, din venit sau venit când e vorba de ONG-uri și așa, și din profit când e vorba de societate cooperativă sau altfel de se reinvestește acest procent. Nu se reinvestește. Este pentru ajutorul, pentru calificare. Pentru dezvoltare, practic. Dezvoltarea locului de muncă. Nu, dezvoltarea personalității omului respectiv. Sunt și niște ajutoare care se dau celor care au nevoie de o proteză, de o rampă să ajungă la serviciu, de un scaun special. Facilitare, de lucru, da? Ochelari de vedere, ochelari de protecție și așa mai departe. Iar cei care lucrează în întreprinderile sociale, raportul salariului trebuie să nu fie mai mare de 1:8. De asemenea, 30% din personalul angajat în întreprindere de inserție, sociale de inserție, 33% de altfel, trebuie să și aportul de muncă trebuie să fie executat de aceste persoane cu nevoi, să zicem așa, cu nevoi speciale. Vorbim de întreprinderile sociale de inserție, care reprezintă o altă categorie. Nu e o altă categorie, este aceeași categorie, dar este întreprinderea socială de inserție este mai
mai aplicată. Uh-huh. Tipică, aș vrea să dezvoltăm tipică. Un pic cele două și vreau să vorbim și de finanțările acestui tip de întreprinderi, însă trebuie să luăm câteva minute de publicitate. Rămâneți cu Absolut TV, revenim imediat. Așadar, există, doamnelor și domnilor, o lege care ne permite să înființăm întreprinderi sociale, dar și întreprinderi sociale de inserție. Există o mică diferență între ele, le dezbatem imediat, însă nu avem norme de aplicare, nu putem încă. De ce este nevoie în țara noastră, și acum vă întreb așa la modul general, de norme de aplicare, de vreme ce avem o lege cu toate dispozițiile clare? Câteodată este nevoie, câteodată nu este nevoie. Nu poți în lege, spre exemplu, să explici în amănunt modul de organizare a unei întreprinderi sociale cu factori, cu trimiteri, cu oameni, cu instituții, cu toate acestea. Dar ce mai e regretabil, după părerea mea, legea spune că în 60 de zile vor apare normele de aplicare a legii și iată că ele trebuiau să apară din 29 septembrie, octombrie cred, și n-au apărut. Da. Aici este o problemă. Ceea ce înseamnă că normele de aplicare se elaborează de către guvern și Ministerul Muncii. Probabil și s-au uitat că mai avem și o lege a întreprinderilor sociale. De la apariția normelor până se implementează acest sistem al întreprinderilor sociale, cred că mai durează ceva timp. Sigur, acum, având un guvern de tehnocrați, să apleacă mai cu insistență pe problemele tehnice decât pe cele politice și s-ar putea să avem această lege lucrativă până la jumătatea anului viitor. Ar fi căci un termen optimist. Optimiști de fel, nu e așa noi, poporul român. Da. Întorcându-ne la întreprinderile sociale, spuneam că ele se înființează la AJOFM, nu este o firmă obișnuită să mergem la Registrul Comerțului, este o altă entitate juridică. Există Registrul Unic al Întreprinderilor Sociale, care se ține la Ministerul Muncii și este, să zicem așa, sinonim cu Registrul Comerțului, uh-huh. De altfel și la raportările anuale financiare și celelalte inspecțiile și așa mai departe, să depun și să fac tot de către Registrul Unic. Există în lege o organizare instituțională piramidală și aș vrea să fie și eficientă, de la Ministerul Muncii la județi, la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă și se instituie și o Comisie Națională pentru Economie Socială. Deci este o organizare bine făcută, numai să funcționeze și să nu devină birocratică, cum de altfel se cam întâmplă în mediul nostru administrativ. Această comisie se înființează în cadrul AJOFM, agențiilor județene. Deci da? Comisii care supraveghează și supervizează activitatea întreprinderilor sociale se va ființa în fiecare practic județ. Acesta va fi rolul AJOFM-ului în derularea activităților întreprinderilor sociale. Care ar fi punctele de care ar avea nevoie județul nostru pentru a înființa astfel de întreprinderi sociale? În ce domenii ne-am duce? Avem comunități de romi care știu că au nevoie de astfel de... Comunitățile de romi... Mai sunt și alte categorii? Sau mai sunt și persoanele cu dizabilități, mai sunt și persoanele instituționalizate. Uh-huh. Sunt persoane care sunt excluse, care trebuie să le includem, incluziunea socială. Sunt grupuri țintă care AJOFM-ul trebuie să le identifice
Acestea nu se fac, nu se constituie la ordin. Trebuie să stimuleze, să inițieze, să consilieze, să dea consultanță grupurilor respective pentru a le aduna într-un astfel de... Gândiți-vă la un singur aspect. Ați văzut pe drumurile de țară câteodată mai traversează și Piteștiul noaptea niște covilitire, căruțe cu covilitire, da, cu coșuri și cu alte produse. Ne sunt familiare, da. Nu știu dacă sunt... Le mai vedem. Sunt familiare, credeam că sunt întreprinderi familiare. Nu. Gândiți-vă că acei oameni, dacă ar sta să producă numai coșul respectiv, obiectele respective și le-ar comercia prin... Am avut cerințe de acest gen, fiindcă mă ocup, am o societate mai mare de artizanat, mă ocup de această chestiune, ar putea fi un puternic centru lucrativ în Tigveni, în Coșești, în pe lângă Câmpul Lung și așa mai departe. Deci n-ar mai umbla străzile și dă și un aspect mai puțin civilizat pe străzile din România. Ce variante de finanțare au aceste întreprinderi sociale? Păi, finanțările sunt multiple. Este o finanțare privată, aceea care scot banii din vânzarea produselor pe care le fac. Sunt ajutoare de stat, sunt ajutoare de la administrația publică locală, finanțări interne, finanțări externe. Dacă toate acestea, și sigur, este un control foarte riguros, cum s-a folosit banul pentru dezvoltare, pentru... Acum să nu meargă telespectatorii la primării cu jalba în proțap să solicite finanțări. Nu. Dar să detaliem puțin ca să înțeleagă... Și de asemenea mai au și facilități. Administrațiile publice locale le pot pune, nu e obligatoriu, le pot pune la dispoziție spații, slavă Domnului, sunt destule care stau de folosite, terenuri pentru a-și face o astfel de activitate, dacă e, spre exemplu, cineva vrea să facă cărămidă sau alte produse de acest gen, primăriile pot acorda aceasta. De asemenea, primăriile pot să-și prevadă în bugetele locale finanțarea acestor întreprinderi sociale, cumprinzând în buget, spre exemplu, o întreprindere individuală de curățenie în sectorul stradal sau al instituțiilor respective, al clădirilor respective. Da, vedeți noastră că la... cât un singur exemplu. Un exemplu, dar... Ele pot fi multiple. Așa este. La curățenie stradală, spre exemplu, administrațiile publice locale au, în general, serviciu în subordine. Acum, bun, a fost doar un exemplu, ca să înțelegem. Ați spus că primăriile pot acorda spații. Ce înseamnă acest pot acorda? Deci este... Adică dacă ce? Este dacă s-a constituit întreprinderea socială respectivă. Dacă se solicită. Dacă ea funcționează normal, dacă ea este producătoare de venituri și dacă ea funcționează legal. Da, vreau să mă refer la altceva, la faptul că un grup de oameni înființează o astfel de întreprindere socială, merge la primărie, să zicem, luăm un exemplu concret, face o solicitare pentru un spațiu, pentru derularea următoarei activități și acolo se oprește. Primăria vine și spune, n-am, sau atunci, trebuie să plătești mult chirie. Atunci ele pot fi date și cu titlul gratuit. Uh-huh. Atunci, dar ține, sigur, de administrația locală. Ține de administrația locală. Spre exemplu, cineva vrea să facă un uscător de fructe. Uh-huh. Și n-are terenul respectiv. Primăria poate să acorde și Consiliul Local poate să acorde un spațiu undeva unde să acești oameni să poată înființa un cuptor, o uscătorie de fructe. Sunt diverse și posibilități. Ele trebuie explorate și exploatate. Care ar fi facilitățile acestor întreprinderi sociale comparativ cu o societate obișnuită?
Pe o societate obișnuită, constituită conform legii 31/90, și au relația cu administrația publică locală este aceea de a funcționa în baza legii, de a-și plăti taxele și impozitele locale, de a vira sumele de impozit la bugete. Este o relație unilaterală, ca să spunem așa, nu e bilaterală. Una unilaterală. Ei, da. Aici, la întreprinderile sociale, având în vedere o atenție sporită către grupurile vulnerabile, o atenție și sporită din ca, să, ca să, să, să relaxeze presiunea către bugetul, că sunt presiuni și asupra bugetului local pentru persoane. Venitul minim garantat nu este o presiune asupra bugetului primăriei. Ori prin înființarea întreprinderilor sociale, această presiune a dispărut și a trecut în mediul economic, unde sunt și producători de bunuri materiale. Toate chestiunile acestea și altele, trebuie modificată legislația și administrației publice locale, legea 215. Trebuie să modificată și ordonanța 34 privind achizițiile publice, fiindcă și aici, la achiziții publice, da, domnule, noi, întreprinderea noastră socială, putem să efectuăm cu tare lucrare sau un produs sau un serviciu. Deci și ele trebuie băgate în seamă. Deci sunt mai multe acte normative care trebuie să se modifice corespunzător cu această lege 219 privind Ca să poată funcționa. În acest moment legea 215 a administrației publice locale nu e modificată. Și nu permite o funcționare... Nu prevede să acorde întreprinderilor sociale terenuri sau clădiri pentru funcționare. Deci trebuie modificată această lege. Asta este o problemă depistată, să zicem așa, în toată discuția pe care o avem. Bun, și atunci, care ar fi în continuare facilitățile, în afară de relația cu administrația publică locală? De ce aș merge pe o astfel de întreprindere socială și nu, v-am spus, pe altă formă juridică? Este vorba de capital. Este vorba de bani. Bun, aici nu sunt părți sociale sau vin fiecare cu cât are și pun banii în comun pentru a face această activitate. Dacă ei pot veni și cu aport în bani, dar și cu aport în natură. Un utilaj, da, un teren, ei pot logistică logistică. De exemplu, cum am dat acel uscător de fructe, acel uscător de fructe poate să fie adus de unul dintre ei. Însă, și aici este o mare, mare problemă, ca și în cazul cooperației, de oricare ar fi ea, de altfel și a ONG-urilor, după ce activitatea, din vari motive, și întreprinderea se desființează, valoarea rămasă a întreprinderii sociale trece la altă întreprindere socială de același fel. Deci nu și-o împart membrii între ei și pleacă fiecare acasă cu o părticică din agonisala de peste timp. Se mai pot înființa astfel de întreprinderi sociale la țară, întreprinderi sociale în zona achiziției sau a depozitelor de cartofi. Am văzut în Spania astfel de chestiuni. Dar chiar vreau să vă rog să detaliem puțin, asta mi-am propus pentru ultimele două minuțele din întâlnirea de astăzi, activități care pot fi abordate la noi în județ. Activități care le pot aborda sociale la noi în județ ar fi întreprinderi sociale care igienizează pădurile, întreprinderi sociale care fac depozite pentru produse cum ar fi merele, întreprinderi sociale care produc sucul din fructe,
întreprinderi sociale de curățenie, așa cum am mai spus, întreprinderi sociale de construcții, întreprinderi, sunt o mare gamă de activități și posibilități pentru înființarea întreprinderilor sociale. Pentru că, din păcate, nevoie este. Sunt Nevoie este, pe de o parte, de produse și, pe de altă parte, este nevoie de a încadra în muncă și a determina oamenii către o activitate productivă. De asemenea, sunt măsuri de acompaniament. Măsurile de constă în informare, consiliere, așa cum spuneam mai devreme, un dispozitiv sau un aparat pentru ajutorul persoanei cu dizabilități. Acestea sunt măsuri de acompaniament care trebuie duse la îndeplinire, așa cum spuneam mai devreme, tot de acele comisii care se instituie pe lângă AJOFM. Aș vrea să precizăm care sunt și obligațiile pe care o întreprindere socială le are, căci evident nu sunt numai facilități, sunt și obligații. Comunică Agenției de Ocupare a Forței de Muncă orice modificări ale actelor de înființare sau constitutive în 15 zile de la modificare. Comunică rapoartele de activitate și situațiile financiare anuale. Publică în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic raportul social anual privind activitatea desfășurată și situațiile financiare anuale în Registrul Unic de Evidență a Întreprinderilor Sociale. Exact ceea ce spuneam, asta precizează legea ca și obligații la întreprinderile sociale. Nu mi se par mai multe decât la o societate cu care noi suntem obișnuiți. Este o supervizare, deoarece aceste întreprinderi sociale pot obține finanțări, așa cum am spus, de la comunitățile locale, de la județ, din sectorul public. Ori acest banul public trebuie foarte bine supravegheat cum se cheltuiește și unde se folosește. Asta este aproape la fel de bine supravegheat ca și banul european, nu? Ca să spunem așa. Exact. Și spun aproape și știm de ce, la ce ne referim. Da. Așa este. Există multe similitudini cu micro-întreprinderile? Sunt câteva asemănări cu micro-întreprinderile, însă micro-întreprinderile funcționează pe principii economico-financiare și fiscale. Aici este problema. Cum se aplică fiscalitatea? La întreprindere, la micro-întreprinderi se aplică într-un fel, la întreprinderi sociale fiscalitatea este mult mai relaxată și se aplică altfel. Deci fiscalitatea la întreprinderile sociale, că spun că ne împovărează cu impozitele, cu celelalte. Deci acesta ar fi un beneficiu. Ar fi un beneficiu, fiindcă fiscalitatea la întreprinderi sociale este redusă. Da. În finalul discuției noastre din această săptămână, legat tot de întreprinderile sociale, care credeți că va fi interesul argeșenilor pentru ele? Pentru că, într-adevăr, pentru moment, vreau să mai precizăm o dată, nu au apărut normele de aplicare ale legii 219 de anul acesta. Încă nu putem înființa și demara, dar este o lege dată recent. Așteptăm normele și să vedem. Care credeți că va fi așadar interesul? Interesul este comun. Și de o parte și de alta. Vreau să facem precizarea și al celor care înființează, dar și al grupurilor vulnerabile, dar și al instituțiilor statului care trebuie să-i concilieze pe acești oameni care vor să înființeze o întreprindere socială. Responsabilitatea este în egală măsură distribuită pentru toți care sunt implicați
în prevederile legii 219/2015 privind înființarea întreprinderilor sociale. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, o să ne ducem către un grup vulnerabil, da? Și haideți să nu părem că chiar nu vrem să fim discriminatori în niciun fel, nu. Dar să luăm orice fel de exemplu care vă vine acum în minte dintre cele discutate sau și altele. Și presupun că există niște obligații de a duce la îndeplinire niște sarcini. Nu putem peste două luni te trezești că nu mai vor oamenii să lucreze. Califici, faci și la dai drumul la activitate și nu mai doresc să... Statutul fiecărei întreprinderi sociale prevede drepturi și obligații. Exact. Aceste drepturi și obligații trebuie îndeplinite, exercitate și, eu știu, reținute așa cum scrie statutul, cum scrie legea și cum vor scrie normele de aplicare. Da, le așteptăm. Sună foarte interesant. Este bine să ne ducem și către grupurile vulnerabile, așa cum spuneam, până la urmă să oferim variante pentru dezvoltarea din punct de vedere economic. A fost în această seară alături de noi vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie Argeș, domnul Sandu Nichita. Ne bucurăm că ați fost cu noi și în această seară și o să ne revedem cu siguranță și cu alte subiecte interesante. Să aveți o seară bună în continuare. Rămâneți cu Absolut TV!